Din nou vă salut cu diferite informații acum. Zmeura, știți că am plantat, am semănat anul trecut, au crescut foarte mult și vreau să le înlocuiesc, să le mut. Deci, eu am pământul foarte afânat. Le pot trage afară, asta nu vrea. Așa că eu nu recomand să faceți și voi acasă să trageți de ele. Cum și nu vrea aia, care vrea cu hârlețul, am să fac cum vrea ea. După ce am scos-o din pământ, o tai. Și o replantez. Vreau să am pe lângă acest gard mulțime de zmeură. Uite, asta este cea de anul trecut. Am scurtat din ele, dar văd că încă se duce în jos uscătura. O să vedem ce și cum o să fie. Deja am pământul destul de afânat aici și merge cu mâna să le pun. Așa. O să mai trebuie să o scot și pe asta și să o pun acolo. Și cam atât cu zmeurica noastră. E foarte bun că am reușit să pun pe lângă gard. Uite și acolo. Și acolo am pus. Aici e mai mică, dar nu contează, ea crește repede și mare. Puteți să faceți și voi la un gard undeva, poate unde nu folosiți foarte mult, să aveți niște zmeură. Eu vă doresc succes, subscribe și să ne întâlnim la următoarea filmare.